Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România! Armin Nicoară și Claudia Puican au avut parte de una dintre cele mai emoționante zile pe care le pot trăi doi tineri îndrăgostiți. Cei doi artiști s-au căsătorit civil și religios, iar petrecerea a fost una restrânsă, plină însă de fast și distracție. Una dintre perechile de părinți spirituale a fost formată din Georgiana Lobonț și soțul ei. După cununia civilă, a urmat cununia religioasă, ziua terminându-se cu o petrecere superbă, organizată în cinstea celor doi îndrăgostiți. Motivul pentru care nu au dorit să primească ceva a fost simplu, nu și-au dorit să primească nimic. Unii dintre ei s-au conformat deciziei, alții nu au acceptat, așa că tot au lăsat o atenție mirilor. Dacă tot nu am făcut nunta mare, nu am avut pretenția să punem în fața mesei prezidențiale, cum se pune de obicei în fața mirilor, cutia pentru plicuri. Noi nu am făcut asta, iar toți invitații când să plece acasă au venit mai întâi la noi să întrebe de cutie și plicuri. Nouă ne-a fost rușine cumva să cerem, dar la petrecerea asta a fost pentru sufletul nostru. Am vrut să mergem la cununie, să ne cununăm în fața bunului Dumnezeu și am spus să facem o petrecere totuși, că dacă tot ne-am strâns cu prietenii, cu nașii, au fost aproximativ 200 de persoane, nu aveai cum să-i trimiți acasă și a trebuit să facem o mică petrecere, clar. Până la urmă au găsit ei, unii au venit cu plicurile de acasă gata pregătite, unii au cerut la ospătari. Dar noi nu am scos cutia în fața mesei nici de cum. Au dat plicuri lui fratele lui Armin, mamei lui, câteva și mie. Noi am refuzat, dar până la urmă nu aveam ce să face, a trebuit să le luăm, că ne certam cu oamenii. Au fost destule cheltuieli, a declarat Claudia Puican. O să urmeze nunta cea mare anul viitor. Am făcut acum cununia religioasă, iar anul viitor, având în vedere că foarte mulți dintre prietenii noștri ne-au dat mesaj că de ce nu i-am invitat, să avem timp pentru organizare. Fiind un eveniment atât de mare, este nevoie de o organizare foarte detaliată, începând de la aranjamente florale, muzică, sală, rochii și tot felul, a mai spus Claudia Puican. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.